Etnografia din această perioadă de pregătire sufletească ne ajută să înțelegem mai bine taina învierii lui Hristos. Am avut în acest urcuș duhovnicesc o perioadă de post și o săptămână specială din punct de vedere liturgic, iar la strană s-au auzit cântări cu o lirică sublimă. Pentru a putea fi înțeleasă măreția lui Dumnezeu, în cântări s-au folosit exprimări precum Dumnezeu cel ce scoate cu norii apă din mare sau Dumnezeu cel ce stăpânește peste toate, inclusiv peste forțele naturii. În Vinerea Mare, natura a plâns văzând pe Domnul răstignit pe cruce, iar catapeteasma templului s-a rupt prin mijloc. Grupul psaltic Tronos este printre cele mai cunoscute grupuri de muzică bizantină de la noi din țară, alcătuit în anul 1997 din psalții Catedralei Patriarhale din București. Grupul a atras în timp preoți, diaconi, studenți și elevi teologi, dar și iubitori de muzică bizantină din alte domenii. S-au făcut remarcați chiar în locul unde mă aflu și eu astăzi. De la această strană au dat răspunsul la Sfintele Liturghii și tot aici, în locul ocrotit de Sfinții Împărați Constantin și Elena, de Sfântul ce apără cetatea Bucureștilor, Sfântul Dimitrie cel Nou, au înălțat cântări, au susținut concerte și au făcut cunoscut cântul bizantin. Tot pentru a îmbogăți stranele bisericilor din Patriarhia Română cu psalți evlavioși și rugători, cu 3 luni în urmă au fost puse bazele unui proiect ambițios. Într-un an dedicat cântăreților și psalților și-a început activitatea Tronos Junior. Cine s-ar fi gândit că atât de mulți tineri iubesc muzica bizantină? Șansa de a călca pe urmele grupului de psalți Catedralei Patriarhale a adus la selecția din ianuarie nici mai mult, nici mai puțin de 150 de copii. Împărțiți în grupe de câte 20 au început lecțiile câte o oră pe săptămână. Au parcurs gramatica muzicii psaltice, au urmat o etapă de exercițiu pe cărțile de slujbă și prezență activă la strană. Ce pot transmite prin mica mea experiență copiilor este duhul bisericesc pe care încercăm să-l dobândim prin cântarea psaltică, cântarea bisericii ortodoxe, duhul bisericesc și al rugăciunii prin cântare. Scopul nostru este de a ajunge în biserică, de a reuși să cântăm slujba bisericii ortodoxe într-un stil bizantin și în același timp un duh de rugăciune. Îi vedeți peste ani pe acești tineri cântând la strană, cântând în biserică? Da. Noi ne propunem ca într-un an să reușim să cântăm o slujbă, o dumnezeiască liturghie, împreună, după partiturile bizantine. Și sunt mulți ani pe care îi vedem înainte, pentru că acest proiect și această muzică se învață în ani. Prima reprezentație Tronos Junior a avut loc la Sala Radio. La sărbătoarea Bunei Vestiri, grupurile reunite au încântat publicul la o gală caritabilă. După primul concert au venit și altele înregistrări și cântări, noi provocări pentru tinerii ambițioși din Tronos Junior. Cât de pregătiți sunt să iasă în lume, să aducă prin os laudă Mântuitorului și să-L slăvească prin cântări? Ce reprezintă pentru tine micul Tronos? Pentru mine micul Tronos reprezintă bucuria de a cânta, de a împărtăși oamenilor cântece și emoțiile tuturor copiilor, că suntem numeroși copii care vrem să transmitem bucuria cântării. Cred că aici suntem așa sub un har. Învățăm mai mult cântări bisericești, chiar acesta este scopul, să învățăm să cântăm muzică psaltică și se pune accentul pe credință. Cântări speciale săptămâna aceasta, cântări deosebite. Spune-mi ce-ți transmit cântecele pentru care voi vă pregătiți. Emoție. Cred că ar trebui ca oamenii să nu se îndoiască de învierea lui Dumnezeu, pentru că El ne iartă indiferent de ceea ce facem, indiferent de ce greșim și ar trebui să-L iubim mult mai mult decât o facem zilnic. Micul Tronos reprezintă pentru mine
viitorul credinței și al muzicii bizantine bisericești. Este o rugăciune încântare adusă lui Dumnezeu. De când îți place ție muzica? Eu am fost fascinat de muzică de mic, când la un instrument și am fost atras de muzică, mai ales muzica bisericească, datorită atribuțiilor mele de paraclisier. Unde ești paraclisier și unde ai prins acest drag de muzica bisericească? Eu sunt paraclisier la Biserica Sfântul Irie Rahova și am prins acest drag de muzică bisericească ascultând Tronos și alte coruri bizantine și psaltice. Numele grupului amintește de una dintre cetele îngerești numită Tronuri și a fost atribuit în anul 2007 de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Sub conducerea dirijorului și fondatorului său, Părintele Arhidiacon Mihail Bucă, protopsaltul Catedralei Patriarhale, grupul a susținut concerte pe multe scene muzicale, în catedrale și biserici din țară și străinătate, precum și în diverse instituții culturale din România. Am ales să fac parte din micul Tronos, deoarece mie îmi plăcea să cânt de când eram mic și aveam talent și ureche muzicală și mama mi-a spus să mă mut în micul Tronos ca să am parte și eu de această bucurie a cântării. De ce cântare bisericească și de ce nu alt cor? Pentru că cântarea bisericească m-a fascinat de când eram mic, de la 3 ani cântam Tatăl nostru de Ciprian Porumbescu și mi-a plăcut foarte mult și așa că m-am hotărât să merg la micul Tronos. Mă liniștește muzica psaltică și am ales să vin la micul Tronos pentru că am auzit de preselecție și mi-am dorit să vin deoarece am auzit că Marele Tronos este un cor foarte cunoscut și mi-am dorit să mă fac cunoscută și eu. Am început să cânt de la 6 ani și priceperea aceasta am preluat-o de la bunicii mei, cărora le place să cânte, cântări bizantine. Dar ai vreun preot în familie? Nu. Nu am vreun preot în familie, dar bunicul meu cântă la strană. Copii minunați care au venit aici să cânte lui Dumnezeu și Sfinților. Îmi place foarte mult micul Tronos. Am venit aici ca să-i cânt lui Dumnezeu. Am reușit să facem acest proiect și este un lucru uimitor faptul că noi suntem practic urmașii Tronosului Mare și este foarte un lucru spectaculos și sper să ajungem cât mai departe. Sunt și ei foarte serioși că îl iubesc pe Dumnezeu și că vor să facă ceva pentru el. Printre motivele care i-au făcut pe tineri să le calce pe urme cunoscuților psalței Catedralei din București, se numără și faptul că Tronos are un număr impresionant de albume, peste 42 de înregistrări din concerte și un imn al psalților și imnografilor. Acesta a fost înregistrat în interiorul Catedralei Mântuirii Neamului, care se bucură de o acustică deosebită. Psalții Catedralei Patriarhale au în fiecare lună peste 25.000 de ascultători. După România, a doua țară în care se aude puternic cântul bizantin este America, urmată de Germania, Polonia și Marea Britanie.